Cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni. Dacă este marți, teoretic se spunea că sunt trei ceasuri rele. Absolut întâmplător, astăzi vorbim despre uh, PSD. De fapt, și titlul pe care l-am pus emisiunii de astăzi. Se cheamă PSD mută și câștigă cu semnul întrebării evident. Acum, ce se întâmplă? Păi se întâmplă că se întâmplă. După ce într-o emisiune aici la cafeaua de dimineață, George Lazar, președintele PNL Neamț, a venit cu un discurs un pic mai direct și mai tranșant în legătură cu anumite probleme care există în viața politică a județului, se pare că PSD-ul și-a dat seama că starea vegetativă de după sărbători trebuie lăsată deoparte și trebuie începută activitatea politică pentru campania electorală. Așa că, deloc surprinzător, deloc surprinzător, poate doar pentru cei care n-au nicio treabă cu domeniul, ieri a avut loc un birou politic județean la PSD și după s-a ținut o conferință de presă în care actualul președinte, Daniel Harpa, împreună cu Adrian Burceanu, purtător de cuvânt, au fost în față, sau, s-au prezentat în fața presei, transmițând sănătate, felicitări de an nou și dorința unei colaborări mă rog, fructuoase să-i spuneam. După care au început abrupt și domnul domnul Harpa a zis așa să începem cu romanul unde l-a anunțat ca președinte interimar de organizație pe domnul Micu. Domnul Micu care, dacă mai țineți minte, a fost prima, viceprimar la Roman, parcă un EPR, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, după care a fost primar trei ani și a dat demisia domnului Leoran, s-a dus în Parlament, câștigați el primăria și a venit domnul Micu, parcă în 2017. Ei, a avut o problemă cu o incompatibilitate. E adevărat, forțată, ca multe incompatibilități din ziua de astăzi, alea care sunt foarte clare, alea merg mai departe, n-au nicio, nicio problemă. Și domnul Micu n-a mai putut candida, a avut o interdicție de trei ani de zile de a mai ocupa funcții publice, care a expirat anul trecut. Dacă interdicția a expirat, domnul Micu a putut să devină un produs vandabil, un produs căutabil și un produs cu care a discutat toată lumea ca să vină în partide. Domnul Micu a discutat și cu PNL-ul, domnul Micu a discutat și cu PSD-ul, probabil că a mai primit oferte și de pe la alte partide, depinde cât de poleite erau ele. După îndelungi discuții cităm din domnul Harpa și cu hotărârea Consiliului Biroului Politic Județean, Micu ajunge candidat la PSD. După ce, haide să ne aducem un pic aminte, el a fost extras cumva din PNL de către Ionel Arsene în dorința de a slăbi partidul condus la acea vreme de Mugur Cosmanciuc în bătălia pentru Consiliul Județean. Pentru că pe Arsene îl interesa în primul rând să nu piardă Consiliul Județean. După aceea zicea el că se descurcă, nu mai era o problemă. Dacă avea un candidat care rupea voturi din Roman și un candidat care rupea voturi din Piatra Neamț, automat viața lui era mult mai ușoară și a lui Cozmanciuc mult mai grea. Ei, Micu n-a putut candida, deși s-a încercat, după care a fost adus director la Spitalul Județean de Urgență, iar în perioada când era director a avut loc acel incendiu devastator. Nu se știe exact în momentul acesta care este situația din punct de vedere juridic. Au fost, se pare, trimise în judecată niște doamne de acolo. Nu știm ce e cu toată pleiada aceea de foști directori, vreo 8-9, într-o perioadă de câteva luni, în timpul pandemiei cu COVID. Nu știm exact care e situația, dar oricum ne așteptăm ca în campania electorală cel puțin PNL-ul să-l atace pe această temă. Semnalul a fost dat deja de George Lazar în emisiunea la care făceam vorbire. Bun. Micu, PNL, candidat PSD la Roman. Și acum la Piatra Aici chiar nu e nicio surpriză. Dragoș Chitic a fost numit coordonator al filialei din Piatra Neamț, Dragoș care a venit pe filiera PNL, după care PNL, PNL, n-a candidat nici el pentru PNL acum patru ani, din motive de condamnare în primă instanță, din fericire pentru el, a fost invalidată această hotărâre de înalta curte și a scăpat de dosarul respectiv, nu fără traume, de tot felul, lucru care probabil îl face mult mai atent acum în activitatea politică. Cert este că nimeni nu s-a mirat că domnul Chitic de la PMP a venit la PSD și nici nu avea nimeni de ce să mire, pentru că PMP la Neamț a fost PSD. Domnul Gavrilescu și a conservat o poziție comodă, plătită în, la, parcă la Eco e el acum, nici nu mai știu, parcă la Adi Eco este o chestie din asta de tocat bani și de gestionat programe ca să nu răspundă alții. Și cam atât e PMP. Un În rest, oameni, pe, câțiva oameni pe funcții, bine plătiți, oameni care, normal că nu au niciun fel de legătură doctrinară cu partidul de care au plecat și care acum au rămas acolo unde de fapt au activat, la PSD. Deci nu este niciun fel de surpriză, nimeni nu se aștepta ca PMP-ul să facă vreo opoziție reală PSD-ului și ca cei din PMP să nu meargă la PSD, pentru că erau prinși în acest carusel al funcțiilor, al locurilor de muncă, cum sunt foarte mulți consilieri județeni prinși. Domnul Chitic este coordonator al organizației din Piatra Neamț, și va face, aici poate fi un pic de surpriză, dar dacă știi lucrurile nu e, echipă cu domnul Niță, actualul prefect, Adrian Niță, actualul prefect, care rămâne președinte. Numai că este foarte clar din modul în care s-a făcut prezentarea, că domnul Chitic va avea ultimul cuvânt în organizație, nu domnul Niță. Și se pare că domnul Niță a primit un fel de cartonaș galben cu nuanțe spre roșu, pentru ieșirile pe care le-a avut în public apropo de critica adusă consilierilor locali PSD din Municipal, de la Piatra Neamț, care, în opinia domniei sale, nu și-au făcut treaba cu prisoseința. El a fost acuzat de gesturi făcute fără consultarea partidului, cum a fost chestia aceea cu un spațiu în care să-și facă sediu filialei în afara spațiului de la partid. Explicația are o logică, spațiul să fie undeva la vedere, nu ascuns. A fost acuzat că a luat spațiul de la Pinalti, Se pare că spațiul nu era cel puțin în hârtii al domnului Ștefan. Acolo aveau loc niște jocuri de societate într-o anumită perioadă și cum jocurile alea de societate necesitau un loc cât de cât uh, pregătit pentru așa ceva, s-au ținut acolo în momentul când nu s-a mai achitat chirie pentru jocurile de societate, spațiul a rămas liber și a venit domnul Niță care are, se pare, o ofertă bună. Spațiul va fi inaugurat probabil cu... Uh, șampanie, fursecuri, presă, săptămâna viitoare, și domnul Niță va fi președinte, dar va avea coordonator pe domnul Chitic. Ei, aici domnul Harpa, președintele PSD, n-a spus că domnul Chitic va candida. A spus doar atât, că au fost trei, Niță, Chitic și Carmen Nastasă, și au rămas doi și ca doamna Carmen Năstase să nu fie supărată, a fost pusă să candideze la propusă să candideze la europarlamentare, dar și aici e o problemă că trebuie să vii cu săcultețul de acasă ca să-ți plătești contribuția pe care o vei recupera, probabil că nu crede nimeni că nu va lua PSD-ul 5% din voturi, dar e un efort. Acum, să vedem, să ne și distrăm un pic, cum justifică PSD-ul, de exemplu, vedem dacă deschid cum trebuie eu aici, nu piatra neamțul vreau, mai durează un pic. Da. Cum justifică PSD-ul propunerea cu domnul Micula Roman? Te rog frumos să faci mare, lasă-mă pe sau mă pui într-un colț acolo, mititel. Deci, ce vedem noi aici? Mărim cât se poate ca să vadă bine. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, dumneavoastră cu ce partid ați votat pentru Consiliul Local al Municipiului Roman? Și răspunsul venit la un sondaj, al unei case de sondaje mare, curs, este următorul. Eu nu zâmbesc, nu râd, încerc să nu zâmbesc, încerc să nu râd. Deci Partidul Social Democrat ar fi votat de 32% dintre repondenți. Partidul Național Liberal de 29% dintre repondenți. Uniunea Salvați România de 14%, aur 10% și șoșoacă 6%. Mai mult decât Pro-România. Păi să poate, mai Mădălina, să te ia șoșoacă la Roman. Nu o să poate. E păcat, sincer, păcat de Dumnezeu. PMP-ul tot la 2%, adică pro-România, Mădălina Ciubotaru și PMP Gavrilescu împreună nu fac decât două treimi din șoșacă. Ceea ce chiar nu... Și dacă punem și forța dreptei lângă ei, toți trei fac cât șoșoacă. Una peste alta, să spunem așa, dacă sondajul acesta este Făcut cu profesionalism, atunci, în roman, s-au schimbat cât de cât lucrurile, nu în dreptul PSD, ci în dreptul PNL. Pentru că, dacă ar merge pe, pe dreapta PSD, PNL cu USR, ar avea clar cu mult peste PSD, chiar dacă, mă rog să spunem, ar veni și aurul acolo. Deci, ar fi cam. Bara la bara. Bara la bara. Deci, PSD spune că are 32%. Și că dacă se fac alegeri, vedem un pic și pe nume, dacă îmi dă voie Bogdan să schimb uh, uh, acest uh, prea frumos uh, slide. Ia să vedem noi. Asta e tot piatra neamțu. Romanul. Să-l mărim acum din nou, domnul Bogdan. Suntem pregătiți? Da. Ia vedeți acolo. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale dumneavoastră, cu ce ați vota pentru primăria Piatra Neamț? Cred că cu cine? Cu cine ați vota pentru primăria Piatra Neamț? Roman, Roman pardon. Și acolo apare domnul Lucian Micu cu 40%. Leonarda Chiriloai cu 31%, Ionuț Corbu, USR, e un consilier, 14%, Gabriel Gheorghean Aur, 9%, altul 6%. Deci este clar că joaca se face între PSD și PNL. Numai că între timp aici, de fapt, cred că asta a și generat mișcarea din PSD, în emisiunea de luna trecută, domnul George Lazar, a anunțat drept candidat, mai mult decât posibil, pe domnul Laurențiu Leoreanu. Cu Laurențiu Leoreanu, candidat, care n-a fost băgat în acest sondaj de opinie cu nume, probabil că lucrurile se schimbă. Nu știu dacă în bine sau rău, dar sigur se schimbă. Peneliștii speră că în bine, psd speră că în rău. Ei mizează pe o erodare a lui Laurențiu Leoreanu în timp, el fiind plecat la București în calitatea pe care o avea de deputat, dar putem spune că el totuși a fost prezent în roman prin Leonard Achiriloae, care era un apropiat al domniei sale. Acum, ce instinct vorbind, romanul nu a fost rău administrat în perioada asta, dar dacă ne luăm după acest sondaj, Lucian Micu stă foarte bine. Din câte știm noi și în sondajul PNL, Lucian Micu stătea bine. Deci, cert este că aici PSD joacă o carte cu care poate câștiga. Nu la Cacialma de data asta, pentru că în alegerile trecute au jucat la Cacealma și le-a ieșit cât de cât așa, dar de data asta au niște un as în mânecă pe care dacă îl vor folosi cum trebuie, s-ar putea să-l și valorifice din postura de primar. Da, acum să vedem la Piatra Neams cum justifică PSD-ul aceste lucruri Ia să vedem noi, hai să începem invers, să începem cu candidatul. De ce Chitic este considerat de PSD posibil candidat și-a rămas în cursa pentru primăria alături de Adrian Niță? De ce? Pentru că ei spun că în sondajul curs, dacă duminica viitoare avea loc alegeri locale, pentru primăria municipiului Piatra Neamț cu Andrei Carabele ar vota 34% dintre cei intervievați. Dar exact același număr ar vota și cu domnul Dragoș Chitic. Deci, cum s-ar spune, ei sunt bara-bara și aici. Ei, dacă ne uităm pe lista asta cu PNL și PSD, ne dăm seama de un lucru. Ce mână bună a avut pinalti Pentru că Dragoș Chitic vi provine din PDL-ul respectiv, Andrei Carabele a fost la PDPDL, Adrian Niță a fost șef la tineret acolo. Deci, moștenirea Pinalti rămâne. Dacă ne uităm pe lista asta, toată de oameni, mai vedem încă doi dintre oamenii lui Pinalti. Marius Ioan Ilimia și el a fost coleg cu Carabela și Cuniță și Vasile Panaite, care că ar fi independent cu 4%. Aici chiar cred că lucrurile nu stau așa. Deci care a fost un fel de trezorier neoficial al PDL-ului. După aceea prefect, după aceea prieten cu domnul Arsene, prieten cu domnul Ștefan, deci are toate calitățile pentru a fi prieten în continuare cu cine e mai puternic în județ. Aur vine, a fost sondat cu un nume, Marius Loredan Popa, care ci care avea 12% din voturi. Nu știm dacă sunt voturi pentru numele domniei, pe numele domniei sale, probabil care are notorietate, îl cunoaște lumea, eu mărturisesc că nu, nu sunt atât de cunoscător. Și sau vine pentru că în dreptul său este aur și a primit 12%. Cert este că de aceea Dragoș Chitic a fost pus coordonator. Rămâne de văzut dacă cei din PSD și-au făcut calculele și altfel. Dacă Dragoș Chitic are posibilitatea de a mai crește în timpul campaniei și cât îi costă ca să crească în timpul campaniei și un alt candidat, dacă are o intenție de vot mai scăzută, dar cu cât poate să crească și dacă poate să crească peste chitic. Cert este că la Piatra Neamț, având în vedere ce populație vine la vot la alegeri locale, faptul că cetățenii sunt împărțiți între cei care admiră politica de investiții și cei care critică efectele investițiilor este, deci, între cele două este un părți, este un antagonism foarte mare și aici probabil se pot juca lucrurile dacă se folosește persoana potrivită și se face o campanie potrivită. Hai să vedem cum stau la partide. Cei asta e tot Romani. ia să vedem PSD-ul, la nivel de partide, în sondajul PSD, cum se cum apar lucrurile. Și aici. PSD-ul spune că are 33%, în ciuda faptului că n-au mai câștigat alegerile la Piatra Neamț, probabil de pe timpul lui... Da, nu vreau să dau, să greșesc, să nu mă duc înainte de 89. PSD spune că are 33% și ar fi urmat de PNL cu 30%, PNL care ar fi suprimar Acum, dacă e să facem... Și partidul ar fi sub domnul Chitic cu un procent. Aurul ar avea 15% și Diana Șoșoacă 10%. USR-ul 7% la Piatra Neamț, PMP-ul 2%, Pro-România 1%, probabil că atâția au mai rămas în partid. Și restul mai vedea. Cred că Șoșoacă e un pic supralicitată, 10%. Uniunea salvați România poate un pic mai mult, Alianța pentru Unirea Românilor 15% ar fi cam undeva pe o medie de județ în alte sondaje, ei fiind undeva la 16% pe media pe județ, dar mai repede câteva procente de la șoșoacă se duc spre aur decât vedem. Cert este că PSD-ul spune că are majoritatea, și aproape sigur că va face o figură frumoasă, dacă nu la primărie, în Consiliu Local. Va fi greu, dacă va câștiga carabele alegerile, să aibă un Consiliu Local pe care să-l poată folosi, așa cum s-a întâmplat acum la limită. Limită care se pare că este pusă și ea în pericol, deoarece un consilier local din Piatra Neus, care este și ales, care este ales și viceprimar, Alin Lehăduș, și-a declarat și el, a fost anunțat ca declarându-și simpatia activă pentru PSD. Atât cât poate fi activă din partea domnului Lehăduș în condițiile date. Deci, Alin Lehăduș, care e clar că nu se, toată lumea știe că nu se înțelegea și nu se înțelege cu Andrei Carabelea, nu vorbim din motive doctrinare, că nu e cazul, Alin Lehăduș totuși, asigura majoritatea în Consiliul Local. Votul lui era un vot care, împreună cu celălalt viceprimar și cu aliații care mai erau pe acolo, asigurau o majoritate fragilă în Consiliul Local. Ce se va întâmpla acum dacă Lehăduș este simpatizant activ, declarat și asumat al PSD-ului în Consiliul Local. Va trebui ca altcineva să voteze cu PNL-ul. Dacă vreți de la mine un pronostic, cine ar putea să voteze cu PNL-ul în condițiile astea? Păi, e simplu. Ăia care, de profesie, își schimbă votul în funcție de un anumit interes. Și ăștia de unde sunt? Este loc la PMP. Având în vedere că o parte din PMP s-au dus spre PSD, este posibil să asistăm la o migrare a actualilor pmp chiar dacă ei sunt în forța aceea de dreapta cu usr să Oficial, dar neoficial, au votat tot timpul cu PSD și în Consiliul Local, sau alături de PSD, acum să voteze alături de Andrei Carabela, în grup sau individual, că nu e vorba decât de un vot sau două. Mă scuzați, dar vorbind atât despre politică, mi s-au uscat buzele. Uh, și. Deci. Văd Alin Lehăduș la PSD, ceea ce poate să creeze probleme de majoritate în Consiliul Local Piatra Neamț. Au fost anunțate și alte mișcări. Era să zic că politica de imigrare a PSD-ului nu seamănă cu politica de imigrare a României. Dar uh, Cristian Sauciuc, fost președinte la PMP Piatra Neamț, vicepreședinte la județ, om de forță în PMP, a venit la PSD, dar el nu ca simpatizant, că el nu-i nici consilier ca să-și piardă locul, ci a venit cu adeziune. A venit, a pus adeziunea pe masă și a zis, băi, vreau să fiu pesedist. Întrebarea e de ce? Păi e simplu. El este director, sau mă rog, mandat la Troleibuzul S.A., Troleibuzul fiind o societate a Consiliului Județean Neamț. Deci el este legat intrinsec de Troleibuzul și de loc, uh, ADI, cum se știa cu transport, UrbTrans, Urb transul care reglementează transportul pe raza municipiului Piatra Neamș și comunele înconjurătoare. Deci, loca, uh, troleibuzul trebuie să ducă niște acte la adi trans, ADI-uri trans de la Consiliul Județean se plătesc. La adi trans șef, președinte, este domnul Chitic. Fost și el PMP. Domnul Sauciuc și el fost PMP are legătură și cu Consiliul Județean și cu adi trans și atunci este logică această mișcare de la M.P. la PSD pentru el. Nu știu dacă și din punct de vedere doctrinar, dar ce mai înseamnă o doctrină în ziua de astăzi. Mulți nici nu mai sunt interesați. Bă, ce e aia doctrină? Bă, eu nu mă duc la doctor să fac analize decât din 4 în 4 ani la alegeri. Da, și ca să continuăm cu migrația spre PSD, da, de fapt, să vedem, nu e niciun fel de migrație, oamenii ăștia au fost cu PSD-ul. Doi membri pro-România, Ovidiu Gavril și Florin Vornicu, vin și ei și brusc simpatizează cu PSD-ul din poziția de consilier județeni ai pro-România. Băieții ăștia, doi oameni serioși, oameni care își cunosc foarte bine interesul politic, trebuie să-și conserve niște servicii. Și atunci și-au zis ei ce mi-e pro-România, ce mi-e PSD, ce mi-e Ponta, fost PSD, ce mi-e Marian Neacșu, fost pro-România, acum în PSD, în frunte, lângă Ciolacu. Așa că am plecat acolo. A, ce spune șefa de la pro România din Neamț. foarte bine că v-ați dus că eu am rămas și eu în Consiliul Județean și sunt uh, consilier a domnului Iona Saftei, cel care mi-a introdus demisia uh, fără ca eu să știu fiind plecată, pe care am scris-o înainte ca să împărțim o funcție în, într-un mandat de vice de vicepreședinte al Consiliului Județean. Că dacă doamna Mădălina era vice, acum era în locul domnului Asaftei cu atribuții de președinte. Deci, domnul Asaftei probabil merge după acea gândire veche și clasică să-ți ții dușmanii cât mai aproape și mai ales dacă dușmanii aia dau și cu bețișoare parfumate în birou, înseamnă că alungă și spiritele rele și tot ce vreți voi de acolo. Cert este că, încet, încet se pare, Bădălina Ciubotaru va rămâne uh, aproape singură în Pro-România, dar are funcție de secretar la nivel național, parcă cu organizatorii cu ceea ce poate să fie bine. Și mai avem o persoană, Gheorghe Hărțan, care vine de la PMP. Mai avem ce discuta? Nu mai avem ce discuta. Bun. Domnul Harpa a făcut la finalul acestei discuții și un anunț care s-a dorit cumva amenințător pentru celelalte partide, dar de fapt pentru un singur partid sau, hai să zicem, două, adică PNL și PNL. Urmează ca până la alegerile europarlamentare din 9 iunie, nota redacției, să vină și alți membri ai altor partide politice către PSD, inclusiv primari. E Aici, dacă lucrurile stau așa, va exista un pic de durere. Și urmează domnul Harpa punând sare acolo și gândindu-se că va da de lucru celor din PNL, nu este exclus nici parlamentar să vină în PSD. Și aici mă refer la doi dintre ei. Nu e nimic concret. Vom hotărâ în BPJ. Aici pot să înțelegi așa, că nu e nimic concret dacă vor fi primiți din, prin BPJ sau nu e nimic concret în discuții. Cert este că, potrivit acestei declarații, Există discuții cu parlamentari. Acum, dacă le iei rapid lucrurile, ce parlamentari pot fi? Este greu de crezut că Iulian Bulai, care este din USR, va veni la PSD. Greu de crezut. Ei fiind în alt joc. Și atunci nu rămân decât din PNL. Este greu de crezut că domnul Țapu, dacă are locul asigurat în PNL va discuta vreodată cu PSD-ul. Și mai rămân trei. Domnul Leoreanu, doamna Mara Calista și domnul Cozmanciuc. Mara Calista și Cozmanciuc ar avea motive să negocieze. Mă îndoiesc că Mara Calista vrea cu PSD-ul la neamț. Da. Mugur Cozmanciuc ar putea să o facă doar așa, de amorul artei, după ce a fost și atacat, dar a fost trimis în judecată și a câștigat. A fost trimis în judecată când era președinte, s-a retras, a câștigat și probabil că aștepta de undeva un fel de compensație pentru faptul că s-a retras. Posibil să existe discuții, posibil să nu, dar dacă se va întâmpla asta, va fi greu de găsit probabil loc la PSD. Da, ce știm noi, poate pe zona romanului, dacă nu va fi Oana Bulai. Un al doilea deputat ar putea fi domnule Oreanu, dar vă spun asta așa, din, pornind de la declarația asta. Ce motiv ar avea domnul Leoreanu? Poate unul singur. Faptul că este într-un fel obligat să renunțe la funcția de parlamentar pentru cea de primar. Dar astea sunt pure speculații, pornind de la o declarație. Cam asta a făcut PSD-ul ieri ca un răspuns la activitățile politice ale PNL-ului. E de bine, e de rău, e o mișcare de forță. E o mișcare să aduci oameni noi. Problema care se pune este că toți acești oameni noi nu știm dacă vin degeaba, ce negociază fiecare, că fiecare își negociază viitorul politic. La domnul Micu e clar, să duce primar. Domnul Chitic, probabil că batind despre Consiliul Județean dacă va fi obligat, va candida și la Piatra Neamț. Nu cred că își dorește atât de mult să fie candidat, pentru că asta presupune o activitate extrem de intensă, uzură și el vine după ce a fost primar la Piatra Neamț într-o perioadă nu foarte fastă. Ceilalți probabil sunt mulțumiți să-și conserve funcțiile, locurile de muncă, Așa vom mai asista și la alții care vor veni probabil tot așa. Interesant va fi cu primari. Acolo va fi interesant. Dacă PSD atrage, aduce, nu știu cum 4-5 primari, atunci lucrurile uh, sunt, uh, sunt uh, cum să vă spun, eu, periculoase pentru PNL. Dar pe de altă parte ne așteptăm la surprize din PNL. În relația cu primarii PSD. Acestea fiind zise, ne oprim aici cu această analiză, doar cu încă o singură virgulă pusă în dreptul PSD-ului. Așteptăm ca PSD-ul să-și recupereze și din proprii membri ca să funcționeze mai bine. Cunoscătorii știu ce am vrut să spun, ne oprim aici. Numai bine, vă doresc cele bune și să ne vedem la încă o cafea, dacă se poate, mai puțin politică.